Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm și cel de-al doilea unboxing Avon pe luna noiembrie 2022. Acesta este catalogul din care am plasat comanda și mi-a ajuns astăzi când și filmez. Astăzi este luni. Am plasat comanda în ultima zi de campanie, după cum bine știți cei care mă urmăriți, și am stat așa cu puține emoții, deoarece a venit destul de târziu curierul. Am pus să vină la locul de muncă coletul și eram aproape pe finalul programului și colețelul încă nu ajunsese. Cu jumătate de oră înainte să vină acasă, m-a sunat curierul că vine să-mi livreze comanda și m-a bucurat foarte mult, deoarece astăzi este 5 când filmez și când am primit colețelul și la noapte știm cu toții că vine moșul, așa că repede ce am ajuns acasă și mă pregătesc să filmez clipul, fac pachetelele care sunt mai urgente, pentru că mâine unii dau la noapte moșul, alții mâine, depinde la fiecare cât de anevoios este drumul, ca să zic așa, la unii va ajunge astăzi seară și la alții abia mâine. Dar clientele care și-au dorit produsele în mod special pe acum seara, acele au prioritate. Deci să trecem la unboxing, să nu ne lungim cu vorba. Valoarea acestei comenzi a fost una destul de mare, zic eu, 1615 lei, preț de catalog. Nu știu pentru voi cum este suma asta, însă având în vedere că în ultima perioadă nu prea am avut așa comenzi mari la Avon, cum aveam alte dăți, pentru mine este mare și am mai plasat una pe celălalt cont, dar probabil că ați văzut unboxing-ul, primul unboxing al campaniei pe noiembrie, dacă nu vă las link în descriere și să-l vedeți. Cutiuța a venit puțin cam așa. Deci nu este deschisă cu totul, nu știu care este treaba. La început m-am speriat că a fost deschisă, nu știu, și sigilată, dar până aici undeva se vede clar. Și acum o voi desigila eu. Sper totuși că nu lipsesc produse. Sper din suflet să nu lipsească produse. Am să vă mișc puțin de tot. Așa. Am să îndepărtez factura și cam așa se prezintă colețelul. După cum puteți vedea, sunt multe, multe produse. Ok, și voi începe cu acest parfumel, Cherish. Este o apă de parfum la 50 de mililitri și a fost super ofertată. Eu de foarte mult timp nu am mai văzut-o atât de ofertată în catalogul celor de la Avon. A fost la doar 40 de lei în această campanie. Am avut pe comandă 9 astfel de parfumele și bineînțeles că mi-am luat un backup și eu. Este un parfum care mi-e place foarte mult, cu flori de cireș, dacă nu mă înșel, și la prețul ăsta chiar v-am spus, nu l-am văzut de mult ofertat la așa ofertă și am zis să-mi iau unul să îl am acolo. Deci în total 10 parfumele, vă arăt aici 3. Chiar este un parfum foarte plăcut și mă bucur foarte mult că vin sigilate parfumelele, pentru că vă spuneam că 9 sunt pe comandă, cu încă 3 sunt 6. Cu încă 3 sunt 9 cele pe comandă. Și pe acesta, pentru că am văzut că este ușor desigilat, dar cu siguranță din cauza transportului, îl voi păstra pentru mine, pentru că oricum vă spuneam că am comandat și eu unul. Nu pot să zic neapărat că mă deranjează faptul că vine așa, deoarece nu intenționez să-l fac cadou, îl voi păstra pentru colecția mea personală.
Sunt curioasă dacă voi iubiți acest parfum și dacă l-ați achiziționat în această campanie, acum când a avut fantasticul preț de 40 de lei. Așa, apoi am mai avut pe comandă, numai o secundă să văd, setul din gama TTA, The Moment, este noul parfumel lansat la Avon pentru damă și conținea 3 produse. Numai caut mini parfumelul de 10 ml pentru că știu că avea și un asemenea parfumel, însă nu îl văd. Acesta era setul, să vi-l arăt în catalog. Apa de parfum, loțiunea de corp, mini parfumelul la 10 ml și o pungă pentru cadouri cu doar 119 lei. Și vă spuneam că este pe comandă. Aici este punguța pentru cadouri. Este foarte drăguță. Vă arăt deocamdată parfumelul și loțiunea de corp, care nu mai trebuie să spun, dar ambele au un ambalaj atât de frumos, în nuanțe rozalii, movulii. Sunt nuanțele sufletului meu, chiar îmi plac foarte mult. Da, și vă spuneam că a fost pe comandă. Apoi eu mi-am luat din extra broșura aceea pentru luna noiembrie. Mi-am luat 3, dar acelea roșii nu au fost pe stoc. Ceară din aceasta pentru topit. A fost la 16 lei un astfel de set și conțin 6 cubulețe de ceară fiecare set. Și am aici varianta Vanilla Bean și Lavender Blossom. Sunt foarte curioasă să le topesc și să văd ce aromă încântătoare răspândesc în cameră. Miros foarte bine și prin ambalaj. Apoi a fost, uitați, aici este, vi-l arăt acum, mini parfumelul la 10 ml și acum am să vă arăt din nou setul. Deci așa este, un super, super set, 119 lei preț de catalog și cu această punguță cadou. Am uitat să menționez la începutul clipului, beneficiez de reducere de 40% pe această comandă, deoarece este peste 1500 de lei, așa că, da. Pe ultimele pagini ale catalogului au fost super ofertate niște parfumele, parfumele pe care, dintre care mi-am luat și eu câteva. Era oferta un parfumel cu 99 de lei sau oricare două identice sau diferite la 110 lei. Așa că mi-am luat două din acestea din gama Artistic în ediție limitată, varianta Rose Somptos. Ambele au 50 de mililitri și abia aștept să le testez. Am auzit foarte, foarte lăudat acest parfumel și mi-am mai luat tot două, la fel din gama Artistic, The Monet Collection, varianta aceasta cu Nimpea Lumiere, care la fel au 50 de mililitri și au un ambalaj atât de frumos. L-am tot văzut la multe fete pe canalul de YouTube și am zis că trebuie neapărat să încerc și eu. Și acum am prins oferta aceasta la 110 lei, două parfumele. Se venea 55 de lei pe parfumel, așa că nu știu când vor mai fi așa ofertate. Și tot eu mi-am luat parfumelul Attraction în varianta clasică și cu Maxima, dar din păcate acela nu era pe stoc. Maxima îmi va fi livrat ulterior la o nouă comandă, așa că mi-a venit acesta și am avut pe comandă
două parfumele, Attraction Sensation, tot la aceeași ofertă, două cu 110 lei. Sincer, nu știu, din start este mult mai benefică oferta de două parfumele cu 110 în loc de una cu 99 și un parfum. Și tot de la acea ofertă am avut pe comandă două parfumele Attraction Game pentru damă. Aici puțin a venit lovită cutia, sper să nu o deranjeze pe clientă. Și acestea au 50 de mililitri și vă voi arăta așa foarte, foarte repede oferta. În cazul în care ați ratat-o, deși eu sper să nu o fi ratat, aceasta este oferta. O aromă cu 99, două cu 110. Bun, să vedem. Această plăsuță tip bombonică pentru cadou, știu că s-a primit la aceste trei creme de mâini, care au fost 16 lei și pe care le-am luat tot eu. Fiecare cremă de mâini are 30 de mililitri. Și este varianta cu iasomie și glicerină pentru pielea uscată și foarte uscată, cu rodie antioxidantă pentru toate tipurile de piele și cu unt de cacao pentru pielea uscată și foarte uscată. Sunt foarte drăguțele așa. Toate aceste trei produse și această cutiuță care se asamblează așa tip bombonică, 16 lei preț de catalog. Din nou mi s-a părut o ofertă fantastică. Apoi am aici mai multe produse pe care tot eu le-am luat. Numai o secundă. Mi-am luat, bineînțeles, și aceste două palețele pentru că au fost și ele ofertate 30 de lei, mi se pare, în acest catalog și dacă bine rețin, erau la ofertele acelea de outlet, adică urmează să fie scoase din catalog. Și am nuanța Rosy Days. Tot așa am văzut aceste palețele la multe fete pe canalele de YouTube și îmi pare rău că nu mai este nuanța, varianta aceea verde, pentru că voiam să le am pe toate, dar mai bine pe acestea două decât niciuna. Și așa se prezintă paleta. Este absolut adorabilă. Nu are oglindă, dar nu mă deranjează acest aspect. Și vine așa cu magnet. Și sunt din... ambalajul este într-un carton din acela tare. Și cealaltă nuanță, Very Peachy, care și ea arată foarte bine, văzând-o, bineînțeles, la alte fete pe YouTube, după cum am mai menționat. Aceasta este nuanțe mai piersici, mai pământi. La fel și ea nu vine cu oglindă. Au această folie pentru protecție, care mie îmi place să o păstrez de fiecare dată. O astfel de palețică are 7,2 grame. Da. Și are 12 luni de la deschidere. Bineînțeles, nu sunt testate pe animale și mă bucur foarte mult că mi-au venit și că au fost pe stoc. Apoi, tot eu am luat și de această dată pachetul acela cu noutăți, care a costat 123 de lei și care, bineînțeles, beneficiază de discount aferent comenzii. Și mă refer la acesta. Da, conține apa de parfum Rare Onyx, un nou creion pentru ochi și o palețică de 9 de farduri, nuanțe la alegere. Unboxing-ul trecut ați văzut că am luat nuanța pe albastru, Ice Fairy, și acum am luat nuanța Queen Bee. Și să vi le arăt. După cum spuneam, parfumelul Rare Onyx la 50 de mililitri, același creion de ochi în nuanța Golden Crow. Pe acesta nu-l voi deschide, deoarece poate îl voi face cadou, însă dacă vreți să vedeți un swatch,
Urmăriți primul unboxing Avon pe luna noiembrie, acolo am făcut și swatch și l-am deschis. Este un auriu foarte, foarte frumos și palețica Queen Bee pe care o voi deschide. O secundă. Nu aș vrea să-i stric ambalajul chiar dacă este pentru mine. Așa arată. Foarte, foarte frumoasă. La fel, este dintr-un carton din acela tare. Are 10,8 grame. 12 luni de la deschidere. Nu este testată pe animale. Și așa sunt nuanțele ei. Bineînțeles, nici ea nu vine cu oglindă. Dar așa sunt nuanțele. Sper că se vede bine la voi. Filmez cu Blitz. Deci ar trebui să se vadă nuanțele sidefate și cele mate. De data aceasta avem 4 nuanțe sidefate și 5 mate, ele fiind 9 în total. Îmi place foarte, foarte mult. Rămâne să mi-o achiziționez și pe cea cu tonuri mai roșiatice. Mă bucur mult că am reușit să iau. Și 6 cataloage, mai includea acel pachet cu noutăți. Acesta este catalogul pe luna decembrie anului 2022. Aici sunt 6 la număr. Și sunt sigură că multe dintre voi ați plasat deja comandă din catalog. Aici mai am catalogul trimis de către cei de la Avon, împreună cu My Avon Magazine. Și avem un nou pachet cu noutăți. Și o broșurică pe luna decembrie. Cu tot felul de accesorii crăciunistice. Și aici am primit această mostră New Skin Reset, care are 1,3 ml. Le mulțumesc celor de la Avon. Și acum e acum. Aici mai am niște seturi din broșura aceea cu extra oferte pentru Crăciun. Mai exact aceasta pe luna noiembrie. Și acestea ar fi seturile cu 28 de lei, un luciu de buze în nuanța Blushed Pear. Și eu am luat aceste 3 nuanțe, cel roz, cel mov și cel albastru. Și vreau să vi le arăt acum. Aici sunt cele 3 luciuri de buze. Sunt de la Color Trend, gama Delicious. Și am să vă arăt aici că nuanța este aceeași la toate trei, însă eu voi deschide unul, pentru că celelalte două intenționez să le fac cadou. Așa arată, este un roz foarte frumos, un roz, aș spune, ușor căpșunistic sau, o secundă, vreau să deschid și să fac un mic swatch. Da, și chiar miroase a pere. Deci așa arată pensulica. Și aici voi face un mic swatch. Este foarte, foarte cremos ca și textură. Și este un roz fantastic. Cel puțin pentru mine. Este un lip and cheek color. Adică este bun și pentru pomeți. Pentru a ne îmbujora, de ce nu? Foarte frumoasă culoarea și aici am cele 3 nuanțe de creioane pe care, bineînțeles, le-am luat pentru mine și am să le iau în mod aleatoriu. Aici am nuanța Pool Blue. Mi s-a părut fantastic prețul de 28 de lei, cam 14 lei pe produs și este un albastru foarte frumos. Îmi place foarte mult. Cam așa se prezintă. Îi voi face și lui, bineînțeles, un swatch pentru că este al meu. Este așa un albastru foarte pastelat.
Sper că se vede bine la voi. Următoarea nuanță este Lilac Party și acesta ar trebui să fie cel mov, da, care este superb și el. La fel, un mov pastelat. Și creioanele sunt din gama Color Trend. Sunt mai ieftine aceste produse. Este o gamă destinată oarecum adolescenților, adolescentelor mai exact, dar să știți că pentru prețul pe care îl au, chiar sunt niște produse super bune și calitative. Și următoarea nuanță este Pink Heat, care ar trebui să fie rozul acela, care de altfel este superbisim, bineînțeles pentru mine, poate pentru voi nu, pentru că nu toată lumea agrează nuanța de roz, însă cine mă cunoaște, știe, sau cine mă urmărește de ceva timp pe acest canal de YouTube, știe că eu sunt înnebunită după orice ton de roz. Și cam acesta este swatch-ul la cele trei creioane. Mă bucur tare mult că le-am luat. Și tot eu am luat aceste patru seturi formate dintr-un corector, tot din gama Color Trend, nuanța Fair, deci nu era la alegere, dar care nu au venit deoarece nu au fost pe stoc în momentul plasării comenzii mele. Îmi vor fi livrate în momentul actualizării stocului, însă mi-au fost livrate cele patru nuanțe de pudră. La fel, setul costa 30 de lei, ceea ce mi se pare fantastic, având în vedere că doar pudra este ofertată în catalog 25, 26, depinde de broșură și de ofertă. Iar acum, pudra împreună cu acest corector pe care eu îl folosesc de ani de zile, doar 30 de lei, așa că am zis la fel, voi lua toate nuanțele pentru a avea pe tot parcursul anului. Iarna, bineînțeles că nu sunt atât de bronzată nuanțele mai deschise, iar vara, când bronzul meu este mai accentuat, nuanțele acelea mai închise. Și aici sunt cele patru pudre. Este o pudră Real Matte, rezistentă la apă. Și aici am nuanța Neutral Fair. La fel vi le voi arăta într-un mod aleatoriu cum vin la rând. Așa se prezintă ambalajul. Le voi deschide pe toate pentru că oricum le folosesc. Eu cam mănânc mai nou pudra pe pâine, nu știu care e treaba, dar... Da, o astfel de pudră are 10 grame și 24 de luni de la deschidere. Nu vine cu burețel și cam aceasta este nuanța Neutral Fair și ar trebui să fie, vreau să vi le arăt așa, aceasta prima, cea mai deschisă, așa se prezintă. Ok. Apoi, următoarea ar fi Neutral Medium. Și este ceva mai închisă. Și vreau să vi-o arăt. Este aceasta pe care pun eu degetul. Cam așa arată în broșurică și în realitate. Asta în cazul în care, nu știu, vreți să vi le comandați pe viitor și vă ajută cumva acest clip. Următoarea nuanță este Neutral Medium Tan. Și aceasta este cea mai închisă nuanță pe care cu siguranță o voi folosi vara. Și este aceasta, la fel, pe care pun eu degetul. Cam așa se prezintă. Chiar este foarte închisă, cel puțin acum, pentru bronzul pe care îl am eu. Și ultima, dar nu cea din urmă, Neutral Light.
Aici au denumirea. Și este a doua, cea mai deschisă, este aceasta. Cam așa se prezintă. Mă bucur foarte mult că am reușit să le achiziționez. După cum am spus, mi s-a părut fantastic prețul. Aștept să vină și corectoarele. Acele corectoare împreună cu aceste luciuri de buze și cu mici alte produse. Intenționez să fac așa câte un mix set pentru anumite din prietenele mele și știu că le folosesc și vor fi mai mult decât super încântate de aceste produse. Dragilor, cam acesta a fost și cel de-al doilea unboxing Avon pe luna noiembrie. Eu sper din suflet că v-a făcut plăcere să urmăriți și acest clip. Îmi pare rău dacă am făcut mici bâlbe sau m-am repetat la vorbe, însă tocmai ce am venit de la muncă și știți și voi cum e înainte de Moș Nicolae. Aglomerație mare, haos total peste tot, a fost o zi super plină la mine la muncă și încă ziua nu s-a terminat, deoarece tocmai ce voi împărți produsele și voi merge fuga repede să împart către clientele care au nevoie urgentă de moș, să zic așa, pentru diseară. Eu vă las link cu Instagramul meu în cazul în care vreți să mă urmăriți și să comunicăm, de ce nu, dar vă las și link către cele două grupuri de pe Facebook pe care le-am creat pentru noi, pentru voi, să discutăm despre parfumurile noastre preferate de catalog și nu numai, dar și produse de make-up, îngrijire și frumusețe. Așa că aștept să vă înscrieți într-un număr cât mai mare acolo, dați urmărire și eu vă accept. Nu trebuie să plasați comenzi, nu aveți nicio obligație pentru absolut nimic, pur și simplu sunt două grupuri create pentru a discuta despre produsele noastre preferate sau pe care le urâm dintr-un motiv sau mai multe, pentru că, haideți să fim sinceri, nu toate produsele corespund așteptărilor noastre și atunci poate un feedback este bun pentru altcineva. Bun, și fiind toate acestea zise, v-am lăsat. Vă doresc să aveți mâine o zi de Sfântul Nicolae sănătoși, fericiți și la noapte moșul să vă aducă tot ceea ce vă doriți, dar mai înainte de toate, multă sănătate și fericire, pentru că eu zic, acestea sunt cele mai importante. V-am pupăcit și vă doresc o seară minunată. Pa, pa!